Polițiștii de frontier au descoperit închesuiți într-un autovehicul de teren care a încercat să se sustragă de la control 17 cetățeni din Irak și Siria. În cursul acestei zile, în cadrul unei misiuni specifice, polițiștii de frontieră au executat un filtru pe raza județului Mehedinți, pe comunicația E70, ocazie cu care au oprit la control mai multe mijloace de transport. Polițiștii de frontieră au identificat autovehiculul, care, între timp, a fost implicat într-un accident. În interiorul mijlocului de transport au fost descoperite 17 persoane de origine afroasiatică. Imediat a fost solicitat sprijinul serviciului de ambulanță care a sosit la fața locului pentru acordare de îngrijiri medicale. Din primele verificări a rezultat faptul că persoanele sunt din Irak și Siria. La vederea polițiștilor de frontieră, un conducător auto aflat la volanul unui autovehicul de teren a virat brusc pe un drum lateral pentru a evita filtrul de control. În scurt timp, polițiștii de frontieră au identificat autovehiculul care a fost implicat într-un accident. În interiorul mijlocului de transport au fost descoperite 17 persoane de origine afroasiatică. Imediat a fost solicitat sprijinul serviciului de ambulanță care a sosit la fața locului pentru acordare de îngrijiri medicale. Persoanele au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate, fără a necesita internare. Din primele verificări a rezultat faptul că persoanele sunt din Irak și Siria. Polițiști din cadrul IPJ Mehedinți desfășoară activități la fața locului cu privire la accidentul rutier. Totodată, polițiștii de frontieră desfășoară acțiuni specifice pentru identificarea șoferului și stabilirea întregii activități infracționale.